Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un episod din Minecraft Hardcore. Înainte să încep acest episod, v-aș ruga să nu uitați să apăsați butonul de like din colțul de dreapta jos al videoclipului pentru a face și pe oamenii fericiți și să nu uitați să apăsați, cel mai important, pe butonul de share. Bun, prieteni, ultima oară am fost la minerit și cred că o să mergem și în episodul ăsta și am luat ce am găsit acolo. Vreau să mai fac două turnocoape de fier, deoarece deja avem fier. Let's go. Ok, haideți să dăm drumul. Chiar nu știu, să mai duc prin peșterea sau să nu mai duc. Hai că mai duc, hai să vedem ce mai am de găsit pe aici. Deci, bă, ceva interesant de găsit. What the? Ok, cred că m-am ușurat. Un creeper care urca apa. Asta e chiar ceva foarte interesant. Ia, hai să urc și apa, poate cine știe creeperul ăsta, știe unde se duce. Bun, poate tot și de un cave așa la nivelul ăsta. Și... ah, uite ce spuneam, cave. Sper că n-am cave. Ah, și uite ce spuneam, nu am la mine cu ce să mă duc acolo, oh my god. Hai să sparg aici niște blocuri, options. Music and sound, așa, 50. Ok. Cred că mai ajung 5, clar mai ajung 5. Să vedem. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 6. Bun. Hai să vedem. Torțe nu mi-au mai luat, evident, adică să mi-au luat torțe. Dar e bună lumina asta de aici, orice caz. Să dau drumul cu ciorditul de minereuri. Așa. Fraților, mă gândeam, nu știu, că voi toți mi-ați spus că vreți multiplayer, de fapt nu mi-ați spus că vreți multiplayer. Mă gândeam să mă apuc și de o serie multiplayer cu cineva, dar I don't know. Nu știu cu cine să mă apuc de serie. După cât eu am spus, vreau să fie cineva care n-ai văzut, n-ai văzut buce pe țigară. Etapa aia buce pe țigară, instant, ai putut ieși. Poți și mai putut ieși. Așa. Și chiar vreau să fac o serie de bedor, ce este mai amuzantă. Fiecare vine cu ideea lui și iese ceva minunat. Dar... nu știu, cred că în ultimul timp am observat eu așa la vizionări, vă place mai mult hardcore de decât Steps Folio. Vreau să văd dacă ați vrea să fie mai mult hardcore decât Steps Folio. Și ideea este că de unii dintre voi mi-a spus că vă plictisesc la videoclipuri. Păi nici nu vă invinuitesc, da, invinuitesc. Pentru că, fraților, sincer, acum nu știu, am și eu 2000 de abonați. Deci voi și voi cum vorbesc. Dacă nu v-ați putut să noi, dar nu știu, sper că la seria de GTA 5 să nu fie chiar așa, adică să nu fi dat baie ceva pe ea. Pentru că eu zic că la GTA 5 chiar o să fie ceva interesant și nu o să aveți cum să vă plictisiți la GTA 5. M-am să jurat video dacă v-ați uitat până la finalul videoclipului. Și acesta și la celelalte videoclipuri, chiar m-ați ajutat foarte mult. Și așa am ținut și noi o legătură mai bună între voi. Nu știu cine a mai rămas până la minutul ăsta, se uite. Dar... ar fi chiar mai bine, ar fi chiar ok dacă ne-am uitat, m-ați uitat până la finalul videoclipurilor. Și nu știu, poate că sunt unele faze amuzante pe care voi nu le vedeți și... după spuneți că nu e nimic interesant și... deci sper că la seria de GTA 5 să crească vizionările enorm și să dați share, care este cel mai important. Și să atingem și noi măcar pe 200-300 de vizionări la seria de GTA 5. Care ar fi ok. Și pe parcurs să crește ușor ușor. Deci era seria de GTA 5 și chiar n-am văzut cum să vă plictisiți, vă garantez eu. Chiar n-am văzut cum să vă plictisiți.
așa. Din câte m-am auzit eu, online-ul de la GTA 5 nu e chiar așa de bine optimizat. Singura chestie foarte, foarte mișto care mi se pără mie la online sunt playlisturile. La ce mă refer când zic playlisturi? Playlisturile sunt în serie, adică o serie de curse și pot să fie de la 1 până la 8, adică sunt curse. Stop curse care sunt una după alta sau 5 curse care sunt una după alta și la final vezi care ești pe un loc care nici pe nu. Și asta e chiar mișto. În rest, alte chestii mișto la online chiar nu sunt, în afară faptului că primești misiuni secundare, dar nici alea nu sunt așa de interesante după părerea mea. Ce mai interesante sunt playlist-urile și atât. Iar despre storyline-ul de la GTA 5 și n-am nimic de reproșat, este chiar foarte mișto. Cel mai mișto caracter, caracterul care îmi place mie cel mai mult este Michael, care are o familie de un bici, toate două biciuri și un prost. O să vedeți voi de ce în misiuni și trebuie să și apere familia și alte chestii. Nu vreau să dau așa de multe spoilere. Trebuie doar să vă prezint așa un pic jocul. Trevor este prietenul al Michael, care, cu care la începutul jocului a jefuit banca. O să vedeți voi în joc și Trevor trăiește în exteriorul orașului Los Santos, la nisipuri, zic așa, și el este tipul cu arme, de fraților, deci Trevor este tipul care rupe orice. Dacă Trevor vede ceva, îl rupe, frate. Dar rău îl rupe. Ok. Și mai este Franklin, tipul cu mașinile, tipul cu care conduci mai mult. Fiecare dintre Michael, Trevor și Franklin are de o abilitate. Abilitatea lui Franklin este de a încetini mașina. A încetini mașina în sensul de, deci el, mașina are aceeași viteză. Deci vreau să zic că merg cu 200 la oră, da? Și iau o curbă în 200 la oră. Franklin încetinește în așa fel joc încât să iei curba tot cu 200 la oră, dar fără să te lovești, știi? Și după tot continui cu 200 la oră drumul tău. Adică, înțelegeți, voi încetinește măsunea timpului. Așa, Trevor pune ținta foarte repede pe nimic și îi rupe în bucăți, iar Michael tot ceva de genul. Faptul Michael chiar nu am înțeles abilitatea specială, sincer să fiu. Cred că sunt copiii. Chiar nu am înțeles abilitatea specială lui Michael, dar Michael este cel mai dotat, să zic așa, caracter cu misiuni. Pentru că are misiunile secundare de la familia lui și misiunile sale într-o mare. Jocul este chiar foarte lung și chiar nu știu optimizat. Grafica e din 10 plus și mai are și faze chiar foarte amuzante. Trevor este nebunul jocului, adică e cel mai sărit de fix. Și legat de joc, chiar este foarte mare și scopul jocului, eu la început am crezut că jocul s-a păcat designerii sau producătorii sau fixa mai mult mașini, trebuie să fixa mai multe jafuri. Pentru că jocul ăla face foarte multe jafuri și e chiar foarte mișto. Finalul jocului e chiar foarte mișto. Jocul nu e așa de dificil precum pare. Pe PS4 au adăugat și first person față de PS3. Adică, știți cu toții că GTA 5 a fost lansat înainte pe Xbox 360 și pe PS3. Iar alea nu aveau first person. GTA 5 pe PS4 și pe Xbox nu au adăugat first person, adică să vezi din interiorul mașinii. Ca și când te juca și secă, fraților, așa vezi atunci când tragi cu arma scoate chestii. Nu prea îmi place first personul la arme, deoarece armele sunt chiar foarte, foarte urâte. Singura armă care am văzut-o așa mai rapid, care și mi-e chiar era AK-ul sau Kalashnikov-ul. Și
rest e foarte ok, jocul bine optimizat, după cum am mai spus, și se merită bani și timpul acordat gamingului. Bun, legat de Assassin's Creed Unity, tot s-au așteptat de la Assassin's Creed Unity primul mai bune, chestii noi adăugate, nu că s-au adăugat chestii noi, dar nu e chiar așa de mișto optimizat. Grafica mea, ce să-i spui, eu i-aș da 9, după mine i-aș da 9, pentru că nu prea îmi place. Assassin's Creed Unity este, să vă spun, what the fuck? Este bazat mai mult pe trecut, cum a fost și în Assassin's Creed 4 sau 3 sau celelalte. Și știu că este, nu este chiar așa de bine optimizat pentru PC, pentru PS4, chiar nu știu cum este optimizat, dacă e bine, dacă e prost. Storyline-ul chiar nu are sens, după părerea mea, adică nu e nimic așa în combo, să zic, față de GTA 5. Storyline-ul de la Assassin's Creed Unity este mai varză decât cel de la GTA 5. În schimb, bătăile din GTA 5 față de cele din GTA, față de cele din Assassin's Creed Unity sunt mai slabe. E adevărat că Assassin's Creed Unity bate GTA 5 la bătaie, pentru că GTA 5 este cu arme, nu este cu bătaie așa normală, și Assassin's Creed Unity este cu bătaie corp la corp. Așa. Bun. ce să vă mai zic? Legat de condusul naval, în ghilimele condusul, GTA 5 bate Assassin's Creed Unity, după părerea mea, deoarece și Assassin's Creed Unity are părți în care te plimbi cu barca, la fel are și GTA 5 cu submarinul și cu alte chestii, cu submarinul are, cu jet ski-ul. Și după părerea mea este mai bine optimizată mare, adică pești și toate lucrurile care se află în mare există în GTA 5 față de Assassin's Creed Unity. La Assassin's Creed Unity că doar vezi acolo un pește, doi și gata, de câte am văzut eu. Deci chiar și la mare, la care Assassin's Creed Unity este luat după Assassin's Creed 4, tot îl bate GTA 5. Și dacă știți voi, dacă țineți voi bine minte, în GTA 4 exista o misiune pe barcă, dar nu puteai să înoți în apă, adică zici că era așa, puteai să înoți în apă, chiar nu mai știu sigur, nu am terminat jocul, dar wow, dead frame, eu este 320 frame și nu știu cam așa, ok, deci știți voi, țineți voi minte că în GTA 4 nu puteai să te plimbi cu barca, adică nu puteai să vezi sub apă ce e sub apă, decât doar apa o vedeai, atât, în rest nu vedeai nimic altceva. Și după chiar s-au bazat, zic așa, că nu găsesc cuvântul potrivit momentan, s-au fixat pe viața reală. După cum am și spus, e că ei vor să se fixeze în GTA 5 pe viața reală. Deci, pe scurt și la obiect, GTA 5 bate Assassin's Creed Unity la apă și la cum conduci pe apă. Ce mai este? Cea mai putea fi o diferență? Costumele, să fiu sincer, cele de la Assassin's Creed Unity sunt mai bune față de cele de la GTA 5, dar e nașpa la Assassin's Creed Unity că nu poți să modifici fața caracterului cu care joci, adică să-i pui barbă sau alte chestii. Ei, în GTA 5 poți să faci chestia asta, poți să-i modifici moaca cum vrei tu, adică moaca, să-i pui păr pe față, adică să-i pui barbă, să-i lași plete, să-i faci o diferită formă la păr. Deci chiar poți să te ocupi și de fața personajului.
Dar în rest, costumele de la Assassin's Creed Unity sunt mai bune în față de cele de la GTA 5. Arată chiar mai mișto. Armele, logic că GTA 5 bate Assassin's Creed Unity la arme, pentru că Assassin's Creed Unity se bazează mai mult pe săbi și pe pistoale, nu pe pușoate, nu pe alte chestii. Și ce să vă mai zic, alte diferențe, alte de storyline, despre vorbitul între personaje, n-am ce să spun, doar ce este la fel. Așa, în GTA 5, atunci când conduci pe o distanță foarte mare de, o distanță mare, de exemplu, când vrei să ești într-o misiune și trebuie să mergi undeva, și ești cu cineva mașină, e cu acea persoană vorbești până la, până când ajungi, unde trebuie să ajungi. E în Assassin's Creed Unity, chiar dacă, nu știu, ești în misiune și trebuie să colaborezi cu unul, nu vorbești așa de mult. What the fuck? Nu vorbești chiar așa de mult. Adică, e sec, știți? Chiar e sec. Și e nașpa care e sec. Că trebuie să-mi iau tălpășița aici, deși chiar credeam că o să mor aici. Bă, bune, mamă, 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 marș cu măta. Bun. Și nu știu că au băgat chestia asta să vorbească până ajunge la destinație. Deci chiar mișto optimizat, chiar mișto. Chiar mișto modul ăsta. Și multiplayer-ul e frumos. Bine, așa, multiplayer-ul din Assassin's Creed Unity este integrat în single player, adică sunt misiuni multiplayer și în single player. Și wow, lucru tare n-am. Și da, este chiar mișto. Faptul acesta combinează multiplayer-ul cu single player-ul la GTA 5, după cum v-am mai spus, singura chestie mișto la multiplayer sunt playlist-urile, dar la Assassin's Creed Unity e mișto mod de formare al misiunilor, cum au format ei misiunile. Cam atât și cu această diferență între aceste două jocuri nou apărute, dar extrem de diferite. Wow, a crescut și asta aici, mișto. Și cam asta este și diferența, cam asta am avut și eu de spus despre aceste jocuri, părerea mea despre jocurile acestea. Într-un final, ele sunt frumoase amândouă și e bine că au ieșit pe piață, știți, adică măcar să ai știu ce stiu și nu contează cum este, dar măcar să fie. Despre Far Cry 4 chiar mi-am apucat să vorbesc, dar cred că o să vorbesc de acolo înainte în episoadele următoare. Așa. Bun, prieteni, am trebuit să văd și aici șmecheria asta frumoasă. Așa. Așa. Ok, prieteni, cam atât și cu acest episod din Minecraft Hardcore. Eu am fost MG Boy și nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de share. Și ne vedem data viitoare. Bye, bye.